Dar cine să trăiască, dar cine să trăiască la mulți ani? Cine să trăiască cu mătră? Ce știi cu eu să trăiască? Of, la mulți ani cu mătră, Mircea, la glodie și pus, au-și fac frumoase. La mulți ani să știi cu mătră, la mulți ani cu doara. La mulți ani și sănătos. Ascultă-mă, mica, știu-i să ador așa. Of, așezați vă fietli miele acolo. Doamne, din noi formații, parcă suntem tripă doi pe oaie creață. Bună seara, dragi și scumpii mei. Mă scuzați că așa o lecțicați cu dispoziția. Azi sunt îmbrăcat așa mai pofanșuiu, știți? Și mai cochet. Unde-i fost cu mătră zilele astea? Că am văzut la ungheni. Unde-i fost? La ungheni. Și-ai făcut la ungheni? Și? Picioarele în emisiune trebuie să stai frumos, așa mai... Dar ei de prins că are masa eu în față. Eu am masă și nu... Picioarele așa cu mătră. Of, așa cu mătră. Of, așa-i bine cu mătră. Unde-i fost cu mătră zilele astea și bârfe ai? Am fost la ungheni. Și? Nu la ungheni roșieni, la ungheni. Așa? Și? Și? Am găsit niște bărfșoare. Doamne, bunișoare, da, așa. Dar prezinte-le. Aici? Dar unde vrei, mă rog? A, nu, eu nu mă sunt bine aici la voi, eu mă duc la mine în studio, la măsuță, la scăunel, în studio, bărfilor, hai cu mătrele, hai. Bărfilor! Fuga! Of, unițele, cum... Să mutăm pe ecran asta? Și-am așa, dar bine, sunt în studio, bărfilor, că e de acolo față, prezint. Cu mătrele, ești gata? Da! Bine, hai, de să dăm bine. Nu mai înțeleg nimica. Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Raisa Buhnă și vă prezint bârfa zilei. Pavel Turcu, devenit celebru pentru imnul Eurovision, a lansat un cântec nou. Piesa a devenit virală, iar internauților le vine greu să creadă că după o pauză îndelungată, întregitul artist a compus o nouă capodoperă. Interpretul și-a împărtășit bucuria pe Facebook, iar în mesajul dedicat fanilor a declarat, citez, o nouă melodie semnat Pavel Turcu. Compun melodii la comandă, muzică ușoară, populară, chanson, dans și manele. În loc de videoclip, Pavel Turcu a folosit un colaj din poze în care apare doar el. Viața este frumoasă, dacă spui tu o bază, tinerețea nu trece, ci mereu muncește. În exclusivitate pentru bârfa zilei, Pavel Turcu a oferit un interviu și le-a dat de înțeles cârcotașilor că nu are de gând să se oprească aici. La sugestia unui internaut de a propune păsa primăriei ungheni în calitate de imn al orașului, Pavel Turcu a răspuns că a încercat, dar primăria nu a acceptat-o. Interpretul e gata să meargă până în pânzele albe ca să cucerească nu doar ungheniul, ci și Eurovisional International. Am compus acest chanson șlagăr, spuneți-i cum vreți, pentru toți fanii mei. Sunt sigur că cu acest șlagăr o să cuceresc un geniu, iar dacă fac și un instrumental bun vreo 100, am toate șansele să aduc Eurovisionul în Moldova, deși nu, în ungheni avem toate condițiile, avem fața pieței, la market, avem de toate. Asta a fost bârfa zilei, vă mulțumesc mult pentru atenție, rămâneți în continuare cu Dora Show, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Noi pus temelii. Dacă ai spui o temelie, ai și om în viață. Domn primar de la Ungheni, chiar nu-i vrut să faci și matale un imn? Sau de om, a scris textul, la miezul nopții, l-a pălit muza. Mi-a plăcut, muz, nu știu ce. Apropo, dacă am să... Dar oare muzică la mormântări nu faci și chilo? Spus că faci și asta și manieli, dance, hip-hop și hip-mop, hip-hop. Asta fac și eu un cântec. În rock sunt. În rock, așa? Da. Of, Doamne. Tante Dori, și... tu ai o veste bună pentru toți. Da, am o veste bună, dragi și scumpii mei telespectatori. Revenim la campania Moș Crăciun există, Moș Crăciun ești tu. Tu. Și săptămâna aceasta... Da.
Maria Marian împreună cu trei mămiși s-au gândit să facă niște condiții spitalului mama și copilul, pentru că, da, de obicei noi vedem foarte mult pe Facebook, pe Instagram, pe internet, că mulți copii din Moldova, sărași, au nevoie de să ducă în fundul lumii pentru tratamente și pentru condiții mai bune, pentru să fie și sănătoși. Că noi n-avem condiții acasă, n-avem. Și ia ca mulțumesc lui Maria Marian și la trei mămiși, da, care s-au gândit, au pus mână la mână, umăr la umăr și au făcut condiții în centru mama și copilul, pentru copiii noștri, pentru viitorul țării astea. Că numai în Europa se duc. O, Doamne, hai să vedem materialul. Așa. Tot mai frecvente sunt situațiile în Republica Moldova când un copil are nevoie de ajutor medical profesionist și, ca societate, ne mobilizăm, adunăm bani și facem posibil astfel încât acel copil să meargă peste hotarele țării pentru tratament. Eu cred că a venit timpul ca în Republica Moldova, în instituțiile medicale ale noastre, să creăm acele condiții care să ne permitem să rămânem la noi acasă pentru tratamente, pentru conduită medicală și pentru tot ce este nevoie, astfel încât să ne vedem copilașii sănătoși. Secția de reanimare pediatrică și toxicologie de la Institutul Mamei și Copilului este singura din țară. Aici ajung anual peste 1000 de copii în stare extrem de gravă. E o luptă între viață și moarte pe care o duc medicii. Copii cu intoxicații, născuți prematur în stare gravă, cu afecțiuni ale sistemului nervos sau ale inimii, ori bebeluși veniți pe lume cu diverse malformații, sunt îngrijiți în această secție. Vă mulțumim doctorilor, când sunt alături, adică fac o faptă foarte bună și suntem mulțumiți de ei. Când vine vorba despre instituțiile medicale din Republica Moldova, știți foarte bine că există lipsuri. Lipsuri care ne afectează direct calitatea unui act medical, lipsuri care influențează direct sănătatea noastră și a copiilor noștri. Iată de ce eu cred că a venit timpul să facem o schimbare în acest sens. Părinții internați aici se roagă la căpătâiul copiilor pentru viață. E un proces dureros și o dramă. Spitalele noastre nu dispun de echipamentul medical necesar pentru a salva acești copii. În primul rând avem nevoie de un aparat pentru măsurarea gazelor medicale. Este vorba de un aparat pentru echilibru acidobazic. El trebuie să fie în secție. De ce? Pentru că se preia proba și trebuie imediat, în câteva secunde, de efectuat și analiza. Este un aparat vital pentru fiecare medic clinician, pentru a ști cum să facă setările unui aparat respiratoric sau copiii se află la respirație artificială și nu trebuie să, oră cu oră, se schimbă. Trebuie de schimbat parametrii independent de rezultatele acestor analize. Pentru ultrasonografie, o analiză esențială a organelor interne, copiii sunt purtați de medici pe paturi sau în brațe în alte secții. Sunt coborâți și ridicați de la un etaj la altul cu trusa de prim ajutor alături. Un aparat de ultrasonografie portabil ar rezolva această problemă. Acești copii, fiind la respirație artificială, nu putem să ne deplasăm cu ei pe etaje, respectiv, în timpul transportării, un copil intubat endotracheal se poate întâmpla ca să fie desaturări, care sunt în detrimentul copilașului. De aceea, sigur că este nevoie de un aparat care să fie portativ la patul copilului, pentru un management adecvat. Aparate elementare lipsesc din acest spital. Pe timp de vară, chinul copiilor din secția de reanimare devine un calvar insuportabil din cauza căldurii. Nu există aparate de aer condiționat, iar pentru o transfuzie de sânge se mobilizează 4 asistenți care, pentru a face posibilă procedura, țin gheață direct pe punga de sânge și pe firele care fac posibilă transfuzia. Temperatura din interior ajunge și peste 30 de grade. Sunt supuși unui risc acești copilași care se transfuzează la o temperatură fie mai, mult mai înaltă decât cea de confort. În afară de aceasta, copiii sunt cu febră, cu temperatură înaltă, cu ei nu-și mențin temperatura, mulți dintre ei, că sunt de vârstă mică, cu masă corporală mică și sigur că confortul temperaturii joacă un rol important în exodul multor maladii.
În orice instituție medicală, profilaxia infecțiilor nozocomiale se face inclusiv prin reparație. Această secție n-a fost renovată de 10 ani. Ce mă deranjează? Mă deranjează în primul rând condițiile care sunt în spitale. Sunt niște condiții care în unele spitale lasă de dorit, care nu pot fi acceptate într-o țară care își respectă cetățenii. Ar fi bine să fie renovată podeaua, ar fi bine să fie reparate camerele, saloanele unde stau pacienții, deoarece aici sunt copii în stare gravă și condițiile ar trebui să fie perfecte. Anul acesta, echipa din campania Moș Crăciun Există, Moș Crăciun Ești Tu, vrea să facă o schimbare alături de dumneavoastră. Blogeri, activiști și membrii ai organizației Love is Kind s-au implicat într-un proiect fără precedent prin care vor să ofere copiilor din acest spital condiții umane, un tratament modern și o șansă la viață. E necesar, sigur, ca să fie bine podele tapetate cu linoleum medical care să reziste acestor prelucrări care trebuie să fie efectuate destul de frecvent pe parcursul 24 de ore pentru a micșora numărul de cazuri de infecții nozocomiale. Secția de reanimare pediatrică și toxicologie are nevoie de o renovare cu cele mai simple comodități pentru pacienți. Împreună vrem să dotăm spitalul cu linoleum medical, mobilier pentru fiecare cameră, 2 aparate pentru echilibru acidobazic, 1 aparat de ultrasonografie portabil, aparate de aer condiționat și jaluzele. Oricine poate fi Moș Crăciun pentru copiii internați aici. Donațiile le puteți face la conturile afișate pe ecran. Nu uita, anul acesta Moș Crăciun Există. Moș Crăciun Ești Tu. Tante Dora, nu pot crede, asta chiar e adevărat? Asta chiar e adevărat, asta adică nu-i minciuni. Adică Moș Crăciun pot fi și eu, și tu, și tu. Moș Crăciun poate fi oricare om cu inimă mare și om care vrea să facă fapte bune. Și mămici buni, eu când îți cresc mare și o să am copilă și tot așa mămică bună, să fiu și să fac fapte bune. Bravo, felicitări. Ia, strămâșești, parcă ești o vedietă. Da, au și rochiță verde. Mulțumesc. Dar stai fără grijă, auzi, stai fără grijă, mai tare ca tine știi cine o strălucit. Nu cred. Ei, nu crezi, vedetele din showbiz. Ei. Au fost la zi din naștere, la ziua lui Adi. Adi și... Dar 15 ani și ani de carieră, au cântat scenă pentru noi, pentru pământul ăsta, pentru mioarele astea. Da, 15 ani, au scris, câți ani acțața așa lui? Nu se întreabă un bărbat frumos câți ani are și nici o femeie își capă câți ani are, că se vede că e după 70. Bine am înțeles. Auzi, câți ani are? Hai să vedem. Dragii mei, am fost, ne-am strecurat și noi așa frumos printre culise și am văzut și ele mai ținute, mai... Tăti vedetele parcă erau așa ușor jucării de anul nou pentru totul e sărbătoare de iarnă. Haideți să vedem materialul și pe urmă mai grăim. Așa, așa. Ce a fost? Durerile nu mai am niciun rost, iubirea mea. Un an întreg a dat tonul nunților și cumetriilor prin cele mai luxoase restaurante și nici de ziua sa de naștere nu și-a luat liber. Adi a dat un concert grandios pe scena Palatului Național, iar la câte ținute a schimbat și ce show a avut în spate, se pare că interpretul a cheltuit o adevărată avere. Doar că banii din toată lumea nu-i pot oferi unui artist emoțiile pe care le-a trăit el. Nu, agitație nu este, toată agitația a rămas în scenă. Mă pregătesc să ies cu altă ținută pentru că mă pregătesc de de muzica populară. De cât timp ai muncit ca să pui pe roate acest concert? 15 ani de activitate, iată, ăștia sunt și ani în care tot am depus cât un pic de muncă pentru ca această seară să iasă așa precum este. Colegii de breaslă i-au fost alături ca evenimentul să fie unul memorabil. Fiecare a găsit ce să-i spună. Eu doresc lui Adi tot binele din lume și să fie sănătos și să țină vocea, să aibă sănătate, să poată cânta toată viața. Noi foarte mult te iubim, am venit cu drag să te colindăm astăzi și sperăm să avem o seară cât mai minunată aici. La mulți ani! La mulți ani din partea Trio Vatra Neamului. Mai ales că pe mulți dintre ei Adi i-a ajutat să devină staruri. El a fost cel care mi-a compus prima piesă. Pe atunci eram la studioul regretatului Anatol Roșcovan. Și sunt amintiri foarte frumoase, amintiri care vor rămâne pentru toată viața, pentru că începuturile niciodată nu se uită. Vrem
să spunem lui Adicarp la mulți ani. Fișteri, baftăm tot ce facem și numai bine. Sănătate și succes! Te-am căutat și te-am găsit. Ița Germana a atras toate privirile cu privirea ei. Cântăreața și-a pus lentile. Așa că acum nu doar Vlad Codreanu are ochi albaștri ca cerul. Cine mi-a împrumutat lentilele? Mi le-a dat o fată care se numește Eugenia. Dacă aveți nevoie, puteți să apelați. Dar nu vi le pot da pe ale mele. Doar vă îndrum pe calea cea corectă. Sigur nu Vlad Codreanu ți le-a împrumutat. Ele de la el sunt la fel de albastre. Să știi că l-am întrebat și pe Vlad atunci când am văzut ochii albaștri, pentru că mie îmi plac ochii lui. Sunt așa adânci ca marea. Mariana Șura n-a vrut să sufle o vorbă în fața camerei, iar motivul ar putea fi că vedeta e din nou însărcinată. Nu știm ce termen are și când urmează să devină mamă pentru a doua oară, dar se pare că interpreta e în culmea fericirii. Asta era, o mâncat un harbuz cu sâmburi. Cum, cu sâmburi? E ca așa, e gravidă fata. Da. Mă, când pare rău că nu au vrut să-ți dai. Hai să dai un interviu, felicitări. Of, Doamne, să aduci pe lume un copilaj frumos și talentat ca și tine. Noi să strânim pomii, dar hai să vedem, poate îl hrănim cu ceva pe copilaj. Poate o leacă de tortișor, poate o colivioară, deși că e sănătoasă, e bună. Hai să vedem pozele, așa. Așa. Ia, dă să vin să vrei văd. Să vii lângă mine? Am un vizor mai bun. Și să ai? Vizor. Dar și vizor? Vizor e când... Așa, Cornelia Ștefăneț. Wow, ia ca așa. Rochea asta sexy. Îmi place foarte mult acest ușor decolteu până aproape de bufnișoară. Da. Așa, îmi place coafiura. Îmi place că ai asortat bușoarele cu trandafirașul de pe plămâni. Așa și e zugrăvit, e montat. Ce-i făcut acolo? Da, îmi place, e frumos. Cum foarte bine. Cum țâțele când spatele e gol? Și stânele? Au baza bine, îl pusă. Domnul Țuopa! Mi-e place. Ia, bună seara! Ia, ca data trecută o fugit, dar ce-i muima tare de poliva mie? Dar știi și de bună. Fuzie? Că e puraș pe zăpadă. Dar amuia, ia ca poftim. Fuge, nu fuge, dar oricum ascultă din sfaturile mele, pentru că eu sunt o doamnă care știe stilul la perfecție. Ia uite, așa, începem cu inelușul. Doar o sugerat-o. Am sugerat-o, îmi place foarte mult sacoașul și se combină bine cu pantofii ăștia scenici. Au și roșu frumos. Da. Bravo, foarte frumos, stilat. Hai să mergem mai departe. Așa. Iau parcă e Moș Crăciun, numai că n-are blană albă. Așa. Hai să, eu înțeleg foarte bine această intenție cu multe fermoare, pantofii de jos, pantalonașii, dar el mai are și alți nuturi, țic mai bunișoare. Asta nu-i chiar așa, nu știu, dar e scenică. Janica, intră și tu în spatele meu, că tu mă acoperi și eu nu pot să... Da, cine poate să poate? Trebuie să văd că-s bătrână și s-o pus în prim plan, parcă e și prima doamna Chișinăului. O, Mariana Șura. Rochia foarte bine aleasă, mai ales în perioada asta, pentru că eu să vede și burtica. Apreciez, dragii mei mămiși, dacă sunteți gravide, n-ați stupat copchirul ăla, vă îmbrăcați cu rochii largi ca hăimănălile. Ia ca asta, da, poftim. Da. Se vede, are burtică, se mândrește cu dânsul. Îmi place și rochia din baieti, să mi-o împrumut și mie, așa și inima este pe aici. Și mi-e dulce ca merită. Și părul îmi place, dar eu părul l-aș pune în spate, draga mea, ca să nu... Dar așa e perfectă. Ana Avram, așa, îmi place foarte tare sacoașul ăsta, rochita asta tip sacou din piele, e bunișor, îmi place cu cizmile, draga mea, dar știi ce am să-ți dau un sfat, dacă ai venit niște cizme până aici, sus, era ideal, în schimb, nu e o ținută roastă, părul prindim, dar nu-i de scenă, asta poți duci la discotecă, poți să te duci la un chiki-piki party. Dar e prea sexy chiar, aș spune. Parcă e sexy, fata, îmi place inelușul, are un inel, parcă i-o pus de aici un gipse, ca de aici, știi, salonul. Sexy ca mini, chiar. Da, centura e bună, o faci să vedem și în următoarea. Așa, doamna dar și Anastasia. Doamna Anastasia Lazariuc. Știu, o știu. Și dacă o știi, comentează-o. Dacă tot vrei să te uiți la mine și fac eu aici. Vrei să-mi furi pâinea sau și? Nu.
Uite. Hai, spune. Nu e rău. Nu e rău? Dar, dar ce e? Estival. Aha. E cam de vară. Dar poate e cald în scenă, când fierbinte, de dor, de suflet. Așa. Doamna Lazariuc, vreau să vă zic, arătați perfect ca întotdeauna. O singur no, un singur minus. Rochia e bună, numai că nu-mi place deloc culoarea. Culoarea e mai mult, așa cum a spus Joana mie, e estivală, de vară. Dar în schimb arătați perfect părul ăsta, așa ușor bătut în vânt. Centura elegant. Bine? Elegant, și eleganța vine dinăuntru, indiferent cu ce sombră. Ia ca așa, bravo. Hai să vedem acum, Jonica, dar tu cum crezi? Țara noastră azi și mănâncă tort sau colibv? Asta chiar nu știu. Ei, dar numai eu știu, pentru că eu sunt femeia care dă colijoara. Hai să vedem coliba. Așa. Și trei, așa. Și doi, și unul. Salutare, dragilor! Să știți că în această săptămână Adi va fi cel care va deschide cutia Dorei. Nu de alta, dar e o magia. Și haideți să vedem ce reacție va avea și ce este aici. Tortul sau? La mulți ani! Vă mulțumesc! Eu credeam că Dora, tanti Dora, că poate nu vine astăzi, că e zi de mași, poate lucrează, poate... Ce mi-ați adus? Să știi că nu este adevărat. Cutia asta este pentru tine. Vreau să o ții. Știi că doamna Dora oferă premii pentru cele mai frumoase ținute și pentru cele mai neinspirate. Cum crezi, Adi, ce este în această cutie? Probabil am avut și ținute neinspirate de-a lungul carierei timp de 15 ani, dar parcă am avut și bune inspirate. Nu știu ce a zis dumneai, că dumneai este foarte stilată și are gusturi foarte rafinate. O cunosc pe tanti Dora din toate punctele de vedere, adică din toate, nu chiar toate, tot punctele de vedere ale vestimentației. Hai să începem de la asta, că în primul rând tu ai schimbat câteva ținute și premiul este pentru cele câteva ținute pe care le-ai bătut aici. 3, 2, 1... Oh, tanti Dora, mersi! Ești cireașa de pe tort în această săptămână, de ziua ta. Aș vrea să fiu așa o cireașă. Vă mulțumesc. Spune-mi câte ceva despre ținuta în care ești acum. Eu habar nu am deja cum se mai cheamă, pentru că sunt cu alte gânduri în cap. De unde atâtea paiete? Vasile Văzean. Vasile Văzean, el știe toate paietele, de unde le-a luat și ce a făcut din ele. Adi, care este cel mai scump costum de la tine din garderobă? Îți spuneam că principalul furnizor de bani și plătitorul costumelor este soția mea. Această întrebare eu adresați personal. Este, simtă-ți fericit! Evacuare de urgență! Adi, la mulți ani, vreau să zic că avem pentru tine un cadou superb. Și avem, Jonica? Un cadou mare, frumos, o publicitate gustoasă! Dragii mei, vreau să vă zic că invitatul din această seară, săracul, sper că s-o spalat de glot, era glot din cap în limpișoare, da? La timpul lui, să vă spun, hai, intre în casă! Oh. Eu gen doi bani! Bună seara! Bună seara! Mua, ce faci, măi? Bine de la toți! Dar de ce întârziet? Te grăbești, ce faci? Repetiție, cântat în continuu. Așa-ți vedești, oameni buni! E loc aici? Eu. Oh, Doamne, mulțumesc că ai venit! Mulțumesc că ai venit! Când ai să vii! Eu odată să ajung și eu pe aici. Ai spus că vine Eugen Doi Bani și-a venit Nathan. El m-a rugat, nu, tot în regulă. Dar stai un secund. Noi ne-am înțeles. Stai să ne înțelegem și oamenii, știi. Eugen Doi Bani sau e Nathan la mine în emisie azi? Dva Vadnom, și care e diferența dintre Dva Vadnom? Diferența e că unul cântă și unul compune. Unul cântă, dar cine cântă? Cântă Eugenul. Ia să-l ascultăm. Orice, zi! Nu poate cânta, că nu e cel adevărat. Cause all I have is just a hello. Am un Nathan compune, cum zice meu, Dora și Jonica Frumușica. Dora și Jenica, na-na-na-na, mușica. Nu știu, nu-mi vine nimic. Poate cânta, e clar că nu-i el. Doamne, scuze-te, Roș, adică ai... Cu altă ocazie mai demonstrăm. Și mai faci, cum succesele, dragul meu, Eugen? Dar de ce doi bani? Doi bani? Pentru că s-a suprimit că m-am născut în așa familie. În așa familie. Dar spune ce este, când erai mitel, nu te-ai gândit că să-ți schimbi familia, că-i doi bani, nu știu. Măcar dacă era 100 de euro, erai stinsori. Cred că din punctul ăsta de vedere, eu am fost nevoit în 2010 să fac schimbarea asta spre Nathan. Așa. Astfel încât să fie totuși un pic mai comercial. Da, Nathan, ce înseamnă Nathan? Nathan? Natasha? Nu, de la asta. Vreun sfânt, vreo moașcă și... Nu, iudaism. Aici pleacă din Israel. Aha. Deci numele ăsta din top 40. Top 40, din, așa. Da, nume cele mai răspădite în Israel. Și da, înseamnă tu, Dumnezeu a dat. Tu vrei și popular mai mult în Israel cu Nathan și Moldova cu Eugen, așa-i? Eu cred
că indiferent cum aș fi popular, important e să fiu. Mai da și să mă așa, dacă eu vreau să vă zic la mine în sat, este familia Sulă și vreau să fericit tăți Sulii din Moldova. Mai ghidam doi bani decât și Jenica și râs. Da, așa e familia. Ia spune vreo familie de-asta așa mai de ochiată. Care o fi? Bâtcă. Bâtcă, ia ca Bâtcă. Adriana Bâtcă. Și o mangă pe cap. Am și un prieten tare bun. Iemblă cu Bâtcă după dânsa. Așa, am înțeles, dragul meu. Dar e ca o chestie importantă. Și faci o vedetă. De exemplu, Nathan sau eu gen, doi bani, în preajma sărbătorilor de iarnă. În afară de fapt că el cânte și încânte. Eu cred că tare mult ține de genul. Deci dacă e femeie, eu cred că are un set de ocupații. Bărbatul are cu totul altceva. Eu, în cazul meu, eu odată ce combin și meserie de interpret și de compozitor, eu am întotdeauna cu ce mă ocupa. Și, așa, mă rog, în dependență faptului, adică din cauza faptului, așa, că nu am o familie, nu, adică nu am o soție. O soție, copii, da, deja totul e un pic așa, mă iau după celelalte rude, mă iau după alți oameni, deci petrec sărbătoare împreună cu alții. Eu gen, dragul meu, știu că femeile nu se întreabă câți ani au, ele că ele se rușinează. Tu câți ani ai? 30. Mulți înainte! Da, Doamne, și deși la 30 de ani nu te-ai însurat, mama nu zici, haia de nepoți! Și nu-i însurat, Oh, 30 de ani, nu te-ai însurat încă. Nu m-am însurat. Aștept, vreau să-ți vii noroc, așa e? Da, cam așa. Ia că eu știu, dacă... Eu când aveam 30 de ani, eram cu aneu, îmi podoghem bradul, frumos. Acasă cu cine podobești bradul? Cu mama, cu cine, neamuri? Da, de data asta o să fim împreună cu rudele, cu mama, cu tata. Dar de unde ești tu originar? Din oraș Orchei. Oraș? Okay. Ideți? E orășan? Nu ca știi, da, țarancă de la coada... Ce părere aveți de brăduțul nostru, care am plâns o săptămână din cauza lui? Ei nu-i plășe. De ce? Spune sincer. Eu aș spune că... E vrei ca în familia noastră să avem așa brad. Dar de când familia voastră? Ai văzut? A făcut repede un scenariu propriu. Ar vrea să-mi cumpere brad și am spus că lăs. Dar asta îți filmează? Eu da, îți filmează, hai du-te! Bâtca ta, eu de bâtcă! E bun. Vreau să măriți. Vreau să zic, dragul meu, Eugen, că fietele din ziua de astăzi, Doamne ferește, era și Jenica, au fost și au făcut și vrăj, că au fost, dragii mei, săptămâna asta, au fost sărbătoarea mult așteptată de toate muierile din Moldova, că vor să vrăjească. Schiaptă-ne prin cap, pe unii au păr, pun, gisază, nici o nu gisază, numără păduchii, limbi numai să mărite. Și ei mei măritat, femeie din Moldova. Dar, dragii mei, vreau să vă zic că noi, adică eu și cu cât neamul eu, m-am pus la cai să-l însori pe Eugen. De atât și-i familia doi bani, de atât nu vor să-l iei. Dar e un băiet super mega mișto. Las! Fietele îmblă cu vrăjitul, dar băieții, țineți minte, băieții îmblă și li fură porțile și l-am provocat, zic că dacă el e băiet de oraș, acolo la Orhiei nu-ți fură porțile. Și, dragul meu, am colindat tot glodul din Necureni, până la gâte, ca până aici a fost. Hai, se iubește, uite la poveste, hai. Așa, este, da? Opa! Ui! Măleu, mai atent, Olea, și cu tine! Dar și nu intră, nu s-o lărgit și... Dar nu fi lacul, nu te grebi! Și v-ați gândit la prostie, așa-i? Mă încalță omul! Of, lasă, așa-i! L-am provocat pe Eugen, de Sfântul Andrei, și să faci? Să fur porțile. Să fură porțile? Da, hai să furăm porțile! Vezi, scrie acolo, Negurieni, la mine în stată și cele mai frumoase fete mari. Ești gata de... Go! Ai furat până vreo poartă sau... Niciodată. Atunci, haidem! Davai, fuga! Ești gata? Da. Aici trăiește o fată mare. Eu m-am tirsat acum. E tot normal, așa? Ia-ți văd cum mătru și face. Parcă dorm. Adică nu-ți putem, nu? Ține-o, băi! Care acolo, băi, faraonilor de copchii, sunteți voi? Ia stai cu zile la voi, băi! Bă, tu, mamă, uite la dânsul, bă! Nimeni pe drum, nimeni acum.
Dai să mă duc și eu tot pe la tete babele. Vreau și eu o fată, cum scade deja. Păi, mai fată, așa, nu tete. Dar cum vrei, mai o babă? Vrei o babă să te însoari? Nu, aș vrea să văd, poate, poate ia să mă sfătuiască și eu. Care e fata ideală? Cum trebuie să arăt? Ca mine sau ca șini? De la tine în sus. O fie ca și cum mătra, cum mătra Viorica. Cum mătra Viorica, bună seara! Bună seara! Dar ce faci cu mătra acolo? Da, ea ca cu globii sau mături. O fie mătră o gradă. Dar la înghezul noapță? E, dar pe cine dumneavoastră Dumnezeu te-o anunță? Asta e fost a mea colegă de clasă. Am fost într-o bancă. Cum mătră Viorica, ia câtălă, eu te doi bani. Vedeți? Hai, da, și... Vreau să-l însor. Și fac eu cu dosi, fac vrăj? Nu, care vrăj? Nu vrăj! Am fost și am furat niște porți, dar unii trăiești vreo fată mare și ava. Fată mare? Dar pe eu ia ca și de fată mare, ia ca eu-s fată mare. Ha. O iei, bună! Bună! Mai doi bani. Da, n-ai gust de plăcintă? Plăcinte, da, făcute de babe. Da, uite, draga mea, mâinile astea-s bătrâne, dar sunt curățele, măi, nu sunt joioasă la plăcinte. Dar, așa era, eu țin minte că eram și eu tânăr, când eram mal, țin minte și mâlam cu eu, băi, și eu plăcinte. Hai la mamă ca plăcinte. Te blagoslovești din țara aia să-ți fii însurat. Dar cu cine? Ei, cu o fată frumoasă, zână, zânilor. Alo, cum o dramare oară aia ca mahala se trebuie? Dar ești clapa și aia! Ei, dacă e frumoasă, e deșteaptă! Dar e veri! Ei, hai cu mine! Ei, băițanul lui să ia în suraie, ca cum îți iau față mare, mă! Babă Doră, mai mare glod nu puteți găsești! Mă, înșetă-i că îi stăzi ăștia muși să-ți fie tlis mașul, îți dă-i pstin navală! Are o fată mare, o cheamă, știi cum? Stai, le-a uitat! Florencia! Hai, vrem poartă Florentina? Florentina, mandarina. Davai, treci. Sore, mă, voinici, când mamă nimic nu-mi zici. Și chiar dacă-mi zici, o zici, nu-mi pasă șuci. Și la cal dau bici, și-n haidi, în padurici. Lumea se oftici, oftici. Eu ți-l mint că, hai, odihnește-o, le-ac, tragi sufletul, că ai mușchi, ne-ai murit aici. Eu ți-l mint că când eram tânăr, mi-a pus asta poarta în copac odată, într-un an, într-o fântână, a aruncat-o. Ia, filmează, băi, știu, o vezi? Aici poarta trebuie să ajungă. Ascult, eu nu am de gând să fac lucrul ăsta, sincer. Dar vin și mi-am întâlnit 100 de kilometri. Dar nu mă interesează, eu am făcut lucrul ăsta așa pur și simplu că... Nu, pur și simplu am crezut că se întâmplă realină dacă am s-o eu. Și asta să fie suficient, dar tu... Gata, nu, trebuie să o arunci. O arunci? Ai stinsori! Nu fac lucrul ăsta. N-ai stinsori, Eugen! Nu, hai, poate ne înțelegem totuși mansor. Trebuie! Nu, eu înțeleg toate lucrurile, eu înțeleg că e show, eu înțeleg emisiune, dar eu nu vreau să fac lucrul ăsta, eu mă gândesc totuși la femeie și... E bun, dar eu ca mea aș rămâi aici, știreau ce-ți fac. Măi, ori nu ne-am înțeles, te-am sunat, ai spus că faci orice. Apoi ce vrei? Dar nici nu-ți mă-ți stăpma... Dar și ești chiar așa, las-mă la ochi, pentru că e fată mare, așa-ți vedele. Eu nu am așteptat la așa ceva. Hai, la rugă, gata. Unu. Once more, you open the door. Ținu-ți rușini la obraz! Olea, că ne-i rușini! Ce-ați zic, fata? Nu-a vrut mai departe. Am uștii și lipsești. Poate fata vrea mai departe, dar ea asta nu-a vrut. Am uștii și trebuie. Au. Ca și delicatios tot, așa. Un tractor să meargă deasupra. Da. Hai, următoarea. Hai. Opa! La Negurieni am fost și nu-i place. Dar cum tot Claudine la Negurieni acum. V-ați spălat? Aveți apă acasă? Am făcut baie după. Acolo am bolat, unde am făcut? Cuvinte prin ce am trecut. Nu am văzut atâta murdărie în viața mea. Nu vreau să mai văd atâta murdărie asta în viața. Asta nu murdărie, asta e pământ cu apă. Asta e pământ cu da, apă. E cea mai naturală, eu știu, împrejurare. Te-ți faci măști, știi, că femeile îți duc bara și îți dau cu glod de sus. Da. Să arăte bine. Și îmi dau bani pentru asta. Dar aici e gratis, poftim. Gratis, veniți la Negurini, dacă vreți glod, veniți la mine, vă zic. Dar tu cum crezi? Domnișoara care i-a furat poarta, te vede amu sau nu?
Și zici și ea, dintre din spre mă mașu, de bă, bă, da. Și zici și ea. Dacă nu sughiți, înseamnă că e normal. Am ușa-i sughiți, ai sughiți, ai ținut și calavala de afară. Dragul meu, dacă ai furat poarta, vreau să zic că toți bărbații care fură poarta din glot, mai ales din negurieni, sunt soară. Sunt soară, Ce frează aici? Eu nu, vreau să mai întreb ceva. Hai, da, ce părere aveți de femeile care se vrăjesc în noaptea Sfântului Andrei și își văd ursitul? Credeți în asta? Da, eu cred că asta e doar o chestie psihologică. Deci eu cred că persoanele... Adică îți bolnești oar de cap. Și glumit, eu am trierat jumătate de Moldova. Dar tu ești și sată-i fost. Tare mult contează ceea ce vrei să vezi. Și atunci începe a vedea și asta consider că e o chestie psihologică. Și trebuie să eu te mint, eu scriem așa, eu scriem Vania, Ion, Octavian, dar vreau tare să-l aleg pe Oleg. Și nici ca Oleg pe mână. Și apăsai mereu așa, mai trebuie să ne buton, știi, dai așa. Și arăt frigiul exact pe la încheietul, dar pe urmă, unde ai fost tu? Ce-ai lucrat? Am fost în Băcioi. Dragii mei, dacă vreți să venim și la voi în sat, scrieți-ne că noi o să venim. Și da. Cu la Băcioi. Am blat cu microfonul pe la tineri, pe la doamne un pic mai tineri. Am trimis-o pe Adrianuș ca zic, dragii mei, care Adriana? Eu am fost! Adriana a fost în satul Bulboaca, dar nu mi-a dus și mi-a trebuit, dar tu ai fost la Băcioi. Corect. Unde te grebești? Și am vrut să văd cele mai bune de astea, vrăși de la doamne, mai în vârstă, știi, vreți să măriți și asta. Și vreau și pe Eugen să-l întorc. Eugen, hai să vedem și ne-o pregătiți. Și a ieșit. Dar nu e și stat de sunt întâmplător. Avea barbă. Avea barbă? Mm-hmm. Avea și... Ce? De asta? Hai să ne uităm iar... Ștorbă. Ștor avea? Hai să vedem. Așa. Așa. Ziua, dragii mei, am venit chiar în miezul Moldovei să vedem ce face Moldova de Sfântul Andrei. Dacă mai vrăjește, dacă nu, poate punem ceva în acțiune, îmi găsesc ursitul. Dar nu, o să vedem. Vedeți, sincer, faceți vrăj, iată e Sfântul Andrei acum. Nu faci. De ce? Nu credem. Nu credeți? Mm-hmm. Suntem superstițioase. Nu, eu personal nu fac. Dar de ce nu mai faci? Nu știu, nu cred în așa ceva. Nu știu ce să vă folosesc, eu n-am făcut niciodată nicio... Cum se face eu pe bătrâni. Asta e bubă, deși tineret, tu nu mai faci vraja. Nu știe. Feodora-s pe doctorie. Feodora. Da, așa. Vreau să vă întreb, cum era înainte de Sfântul Andrei? Și vraja ați făcut? Să le spuneți la fetele astea tineri, că nu mai cred. Nu cred. Nu? Să facă două tortișoare. Da. Să le pui sub pernă. Și la orele 12 de noapte s-o dăi la câine una. Dacă câinile s-o mănânce, e s-a măritat repede. Câinișoare? Hai mâncați-o! Hai! Și nu mâncați? Hai mănâncă! Hai mănâncă! Hai câinișoare! Ești câine, nu-i mănânc turta! Eu l-am văzut, printre ea asta l-am văzut, pe domnul. Pe domnul? Cum îl cheamă? Gheorghe. Pe mine m-ați văzut. Da. E ca ne ducem în coștereață, ne grămădem 5-6 fete, ne ducem în coștereață la găini. Și acolo, care prinde cu coșul, sunt mărtat pe un vădăoi. Care prinde găină, le ducem în casă și punem grăunță, care, și apă. Și care sunt îndreptat spre apă, înseamnă că aveți ați ieșit pe ursătul bețâv. Dar care mânca, păi era fămătos, ați mănânc și mult. Eu vreau să mă Я как я не Гриша, не кадр, у Гриша мама мертат. Am făcut. Ce ați făcut? Am numărat pare. Care? Și ați numărat la gardă. Și ce era acolo? Știm cum a fi viitorul soț. O, aici e bun. A, nu. Aici? Nu, nici cu pare nu merge. Dar să aibă picioare puternice, bărbatul meu. S-a prins el la porc.
De ce am la porc, când avem porci frumos? Să ducem așa, cu geamul. Dar el tăie, cu geamul. El iar tăie, cu geamul așa l-am tăiat. Oh, oh, apăcă-să trebuie și te vreau. Te mai îndelungat. Asta-i steluța. Ia să-i spun, steluța. Cu geamul. Și frumoasă la mamă. Cu geamul, iepurașul. Tăcere. Cu geamul. Șapte, opt, nouă, zece, 11. Eu m-am mărit peste 11 ani, ca și cu coșul de acord. Peste 11 ani, dar mă știu bătrână, huși, porcu! O, stau de vorbesc cu tu, ești măi, și din gură nu vorbesc, măi. Că eu ți-am mințit, două scroate de acasă le-am înjunghiat, zic și, i-am zis cu Giolanu, cu Giolanu și porcul numai nu ne-a cugiuit. Dar eu peste 11 ani cu Jenea se mărită. Eugen și zici, peste 11 la 41 de ani, ești de acord? La 41? Da. Doar de dacă atunci cu măritatul, cu însuratul, adică până atunci și ceva să facem. Bine, dar cum am uit la mod, măi, trăiesc 15 ani împreună, în satul el de coștireața ei și e de coșelul ei și pe urmă să-mi spart. Eu țin minte, ne-am văzut, ne-am plăcut, ne-am luat, ne-am f*** și gata. De asta merg și înainte. Lasă-l! Trei bărbați. Da, trei. Asta e începutul. Nu poți să cimitir. Că nu poți să înțeleg de și mai în ziua de azi, fetele nu mai cred în... Dacă e obicei, dacă e tradiție, ca și plindul, ca și ouăle de Paște și al miritor. Și ca și tăia, dar cum? Așa se face. E că și nu-i vreți că mâine fetele nu vor să vrăjească, drag doamne. Dar vor și smărite, vor și copchii să facă. Încercați, măcar jucați-vă, măi, poveștile-s frumoase. Dacă ne Eugen mi-a apărut, la Eugen m-am gândit și ea că de ne-a apărut. Era cu ochelari? Da! Într-o chipăișă. Jănica? Lasă-mi pic. Da. Dar și te uiți adânsul în gură. Dă-i pași omul să respiri. Microfonul el de pe masă și dă-i la om în mână. La gură? Ia, dă-i microfonul, cânte. Poftim. Suie că și tot pus așa, parfumă stopii. Dar ce, sunt tânăr. Natan, să știi că noi la sfârșitul emisiunii provocăm toți interpreți ni cânti un cânt. Săptămâna asta... Nu-i provocare. Asta e un fel de karaoke. Săptămâna asta și în genere luna decembrie, cântile au o tematică așa mai specială, mai de sărbătoare, cu linză, cânti de an nou, Moș Crăciun, alba ca zăpada, alba ca omătul. Așa e. Ești gata? Da. Oameni buni, în premieră Eugen Doi Bani o să ne cânte un cântic. Trebuie, bombă! Hai, Mcioare, sus, Natani, sus, lângă Dora. No more champagne and the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party and the morning seems so gray, so unlike yesterday. Now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now and then of a world where every neighbor is a friend. Happy New Year, Happy New Year. May we all have our hopes, our will to try. If we don't, we might as well lay down and die. You and I. Cause if we don't, we might as well lay down and die.